S-a stâns, cred că lasă sec și el. Și termine paharul. Partea noastră și multă sănătate vă dorim și îmi pare bine că ați venit la noi. Multă sănătate! Mulțumesc de tot! Maestre, credeți-mă, am venit atâtea foarte mai tare, mă bucuram de o coadă de pește. Îngăduiți-mi să salut din toată inima pe cei care v-ați rupt din timpul dumneavoastră liber și ați venit să ne auziți cum cântăm, să ne vedeți cum suntem îmbrăcați așa cum se poartă la noi în satul nostru năsăudean și românesc. De mult n-am purtat 8-5, dar mi-e dor să le port și mulțumesc domnului director, organizatorului acestui minunat spectacol, domnul Ștefan Coman, vă rog să veniți în aplauzele tulcenilor. Cristian Tomohaci, părintele Cristian Tomohaci, pentru că la prima tentativă, în ghilimele, n-a reușit să ajungă la noi în aulul statului. Nici Amu nu era gata după graiul dumnealui, nici Amu, dar nu l-am lăsat cu telefoanele și cred că mă visa noaptea, pentru că am zis că trebuie să ajungă neapărat la Tulcea să sărbătorească alături de noi 129 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă.
în satul nostru, nu e așa mare satul nostru ca dumneavoastră, și la noi în Gloapă și se cheamă Someș. Vă rog să-mi dați un fa major, maestre, vă rog. Aș vrea să vă spun că textul la cântarea asta l-am luat când era student în București și mergeam cu trenul din București în Rebrișoara. Și mi-am adus aminte de textul ăsta venind și aș vrea să vi-l cânt în seara asta. Dacă o să vă placă, îmi spuneți dacă nu vi-l mai cânta a doua oară. Fa major. Someș pe marginea ta, am învățat a îmbla. Someș pe marginea ta, am învățat a îmbla. Și aici de bună seamă, prima dată am zis mamă, prima dată am zis mamă. Sărutat de câine, s-a dădea muier, dar să știți că mai pot încă sărutat pe atâtea. Yeah!
vreau să mă aduc aminte de tinerețea noastră. Fost am, Doamne, când am fost. La altar, am fost un copil năzbătios, crescut într-o familie de dascări în satul Rebrișoara, județul Bistrița Năsăud, și să știți că n-am fost un copil desmierdat. Spun lucrul ăsta nu pentru a-mi ridica o statuie sau cel puțin un piedestal în fața tulcenilor, vă spun pentru că așa a fost. N-am avut o copilărie desmierdată și ciocolată nu știu dacă am gat de două ori până în clasa 8-a. Așa au fost vremurile atunci. Datorită acestui lucru am cântat și cânt cu drag și astăzi o cântare. Am crescut copil sărac și am umblat descurs prin sat. Fără mamă, fără tată, fără prieteni, câteodată.